Găsit pe scara cuvintelor. Poate că totul ar fi diferit dacă existența noastră nu ar ajunge la un capăt. Nu s-ar lovi de experiența morții. Poate că noțiuni ca suferință, angoasă, teamă, traumă ar fi greu de imaginat. Putem oare concepe viața fără moarte? Ca oameni, mă tem că nu. Animalele, în schimb, o pot face, fiindcă, deși ele văd moartea, nu sunt conștient de necesitatea ei. Una dintre caracteristicile fundamentale ale speciei umane este așadar aceasta: omul știe că trebuie să moară și o știe din pricina experienței. Știți cine a ajuns la această concluzie? Renegatul Voltaire. Abordând problema morții, Max Scheller se gândește de fapt la îmbătrânire, la procesul prin care trecutul presează și viitorul se îngustează. La pierderea lentă și certă a libertății. Când corpul acesta în care trăim nu mai este capabil să se susțină singur, nu mai este capabil să țină piept degradării insinuate în el, corpul acesta cedează sau colapsează prin moarte, o spune simplu Vladimir Ianchelevici, probabil cel mai mare teoretician al morții o perspectivă asupra acestei experiențe de o acuitate greu de egalat ne este oferită de Paul Ludwig Landsberg în eseul său intitulat chiar așa Eseu despre experiența morții și urmat de un altul, poate chiar mai cunoscut și mai controversat Problema morală a sinuciderii Ambele apărute în același volum la editura Humanitas în 2006 într-o colecție de buzunar. O carte de nici 150 de pagini care te ține pe drept cuvânt într-o stare de cutremur. A vorbit despre moarte nu e la îndemâna oricui, dar despre Landsberg se știe că a predat filozofia ca profesor la Universitatea din Barcelona, că s-a opus nazismului și că a fost preocupat intens atât de problema morții cât și de aceea a morții voluntare sau a sinuciderii. În perioada în care era hărțuit de naziști, purta la el o sticlă cu o travă. Însă concepția lui despre sinucidere avea să se schimbe radical după întâlnirea cu Hristos. Landsberg a murit de epuizare fizică într-un lagăr nazist. Așadar, nici măcar nu a mai intenționat să se sinucidă. Din punctul lui de vedere, experiența morții poate fi posibilă doar atunci când tu nu ești mort. Și doar în măsura în care participi la moartea celuilalt. Cei care ignoră necesitatea morții sunt copiii și oamenii primitivi. La ei nu este dezvoltată conștiința solitudinii sau ceea ce Landsberg numește individualizarea. De exemplu, pentru primitivul care trăiește într-o comunitate tribală, nu moartea este problema, fiindcă aceasta continuă viața, ci mortul. Mortul este cel care amenință, cel care infectează. În mod asemănător, cuvântul lui Dumnezeu ne arată explicit că adevărata problema a morții se pune la nivelul relației cu Dumnezeu, nu a experimentării sfârșitului. Corpul mort este consecința păcatului, este dovada că relația cu Dumnezeu a fost afectată. De aceea, în Levitic, acest corp este amenințător, iar atingerea lui cere un ansamblu de ritualuri de curățare. Spunem că moartea e experimentată la celălalt. Când acest celălalt este un străin, simțim că moartea este o necesitate mai generală și putem concluziona axiomatic: toți oamenii mor. Dar dacă celălalt a fost un apropiat, atunci formăm cu el o comunitate de tipul noi și trecem prin etapele morții deodată cu el. Atunci conștientizăm că, da, și noi, și eu, așa cum s-a întâmplat deja cu cel apropiat mie, și eu trebuie să mor. Moartea celui apropiat este resimțită ca o trădare din partea lui. El dispare pentru totdeauna, și nu îmi va mai vorbi, nu mă va mai privi oricât l-aș ruga. Atunci când se întâmplă ca cineva să moară departe de cei dragi, aceștia din urmă își doresc să afle cum s-a stins cel apropiat lor. Oare de ce? Paul Landsberg crede că actul de a muri este încă accesibil omului viu. Câtă vreme este doar muribund, deci încă în viață, omul poate fi abordat, înțeles, simțit. De un muribund încă îți poate fi milă. Pe un muribund încă îl poți iubi. Cadavrul însă nu mai e nimic este respins, repugnat, ascuns. Iată de unde vine dorința unora de a afla cât mai multe detalii despre actul de a muri al celui drag lor. Nu dintr-o curiozitate bolnăvicioasă, ci din dorința de a resimți dragostea pentru el, de a resimți mila față de el, căci mila aceasta e ca o punte către muribund. Ritualul de mormântare e și el necesar, fiindcă dă iluzia celuilalt că mai poate face ceva pentru cel mort. O altă întrebare pe care o pune Landsberg este următoarea: De ce rezistăm atât de tare morții? Sau, în alte cuvinte, de ce ne opunem ideii de moarte? De ce nu o acceptăm? Pentru că spune el: Deși știm că murim, nu suntem existențe într-o moarte, ci existențe într-o eternitate. Noi suntem personalități, adică ceva ce a fost construit în timp, iar sfârșitul nostru trebuie să aibă un sens. Chiar această angoasă în fața morții, această teamă pe care nu o putem justifica sau controla, ne spune că moartea și neantul se opun tendinței pe care o are ființa noastră, pe care o are persoana noastră, de a rămâne veșnică. Nouă ne e frică de moarte, fiindcă știm că este ceva dincolo. Dacă, după moartea noastră, nu ar fi nimic, nu ne-am teme. De ce să ne temem de nimic? El, nimicul, chiar nu ne poate face nimic. Ne temem de moarte, fiindcă ne temem de conținutul ei, de ceea ce e dincolo, în ea. Mi-a plăcut și distinția pe care o face Landsberg între speranță și nădejde. Speranța are rădăcini în nerăbdare, își anticipează viitorul și se îndoiește de sine. Speranța tinde către iluzie. Nădejdea, în schimb, tinde spre un viitor al persoanei mele, spre acea persoană în care trebuie să mă împlinesc, spre cel mai bun posibil al meu, Nădejdea vrea adevărul, refuză iluzia, este răbdătoare și se afirmă creator. Când refuză platonismul, afirmat destul de frecvent în doctrinele religioase contemporane, Paul Landsberg se leagă de necesitatea unei personificări a nemuririi. Neoplatonismul contemporan spune că, după moarte, omul ar putea deveni o idee, ceva integrabil într-un spirit universal. Landsberg refuză să creadă așa ceva. Nemurirea trebuie să fie personală. Dar ce anume face Iisus Hristos în privința morții? În primul rând, El face prezentă o împărăție spirituală la care moartea nu are acces. Făcând asta, El demonstrează că omul își poate depăși condiția de muritor. Cu alte cuvinte, omul poate ajunge ca persoană să se împărtășească din Persoana Divină, din veșnicia ei. Veșnicia, pentru creștin, nu este o stare, o idee, un cadru spațiotemporal. Pentru creștin, veșnicia este o persoană, nu moartea corpului este moartea pentru creștin, ci damnarea, pierderea împărtășirii din veșnicia persoanei Divine. Cel condamnat la suferința veșnică trebuie să suporte moartea, Împreună cu diavolul. Diavolul nu este nemuritor, el are o falsă nemurire. Adevărata condiția lui este moartea. Lucifer moare mereu, spune Super Landsberg, pentru că nu moare într-un Hristos. La creștin, spaima de moarte este tot una cu spaima de viața trecătoare, de viața fără Dumnezeu. Pe creștin îl interesează cum moare fiindcă moartea poate fi acces la viața veșnică. În ceea ce îi privește pe martiri, Landsberg afirmă că ei nu iubesc moartea de dragul morții, ci pentru ceea ce conține ea. Moartea înseamnă unirea definitivă cu Dumnezeu. Eseul despre sinucidere este încă mai interesant. În gândirea curentă, un sinucigaș este considerat adesea un laș, fapt pe care lansberg îl contrazice, de fapt, doar cei cu adevărat curajoși pot lua astfel de decizii. Pentru creștini, de exemplu, sinuciderea este un păcat luciferic, căci face din viața empirică un bun absolut de care cineva poate dispune după bunul plac. Tot în gândirea cotidiană se mai spune că sinucigașul ar fi un om cu o voință slabă, ceea ce, după Landsberg, e iarăși fals. Când voința de a muri e mai tare decât voința de a trăi, nu se cheamă că avem de-a face cu o voință tare? O altă întrebare din mediul cotidian este următoarea. De ce ne-a creat Dumnezeu ca să ne putem sinucide? Landsberg crede că în afara alegerii nu se poate pune problema unei conștiințe morale. Omul poate fi definit ca fiind ființa care se poate sinucide, dar nu trebuie să o facă. Sigur că, de-a lungul istoriei, mai mulți gânditori creștini au emis diferite argumente contra sinuciderii. De pildă, Toma din Aquino spune pe rând: Că sinuciderea este contrară înclinației naturale a omului, că este împotriva binelui colectiv și că suntem proprietatea lui Dumnezeu. Pentru un Landsberg, niciunul dintre aceste trei argumente nu este suficient de puternic pentru a respinge sinuciderea. Adevăratul argument este Isus Hristos și moartea Lui. Citez. Interdicția absolută a sinuciderii se justifică și se înțelege numai dacă ne raportăm la sminteala și la paradoxul crucii. Omului care suferă și pe care îl încearcă ispita sinuciderii îi putem spune doar atât. Aduți aminte de suferința lui Isus Hristos, Dumnezeul tău pe cruce. Tu, cel care suferi acum și aici, tu ești vinovat, tu meriți să mori. El însă a fost nevinovat. El nu trebuia să moară. Ai tu, cel vinovat, dreptul să refuzi suferința, când el, cel nevinovat, a refuzat acest drept, deși îl avea și a acceptat suferința pentru tine? Vedeți, această morală a creștinismului, în care este introdusă și interdicția morții voluntare nu este o morală a rașității, a compromisurilor, ci una în care ni se cere un eroism profund, aproape absurd. Sigur că e ușor a da din buze pe tema aceasta a morții, că e involuntară, că e voluntară. Comunitatea creștină din care fac parte trece printr-o etapă zdrobitoare. Oameni cu care am vorbit, cu care am râs, cu care ne-am rugat, se îmbolnăvesc și pleacă dintre noi cu o viteză fantastică. Oameni tineri care nu ar fi putut trăi și sluji încă ani buni, se prăbușesc, dispar de la o zi la alta, până să realizezi ce se întâmplă, te trezești că ești chemat la privechi. Faptul acesta, vă mărturisesc, m-a zguduit cu destulă putere. Am început să-mi privesc viața cu alți ochi. Ispitele care altădată mi se păreau fioroase și de-a dreptul imbatabile, au devenit de nimic. Le-am retezat pur și simplu, Simțind că lupta cu ele îmi acaparează un timp extrem de prețios, am început să mă gândesc din ce în ce mai mult la faptul că în viitorul apropiat, și oricât ar fi el de îndepărtat, la cum se scurge timpul, tot apropiat este, în viitorul apropiat, va trebui să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu și să-i dau socoteală. Am început să mă concentrez nu asupra actelor pe pentru care Dumnezeu m-ar fi pedepsit ci asupra actelor pentru care, tocmai fiindcă le-am lăsat nefăcute, Dumnezeu îmi va cere socoteală. Am început așadar să mă manifest pozitiv, să înaintez, în loc să stau pe loc și să mă tot feresc. Faptul că realizez zilnic că mă aflu în pragul morții, că astăzi poate fi ultima mea zi, mă face mai conștient de cine am fost, de cine sunt și de cine ar trebui să fiu. Așadar, eu cred că merită să discutăm mult și intens despre moarte. Merită să ne familiarizăm cu ea, să o cunoaștem cât mai bine, chiar dacă numai teoretic, ca să știm ce avem de făcut atunci când ne dă târcoale. Un prim pas în acest sens ar putea fi parcurgerea acestei cărți, nu foarte substanțială, e adevărat, dar foarte bine scrisă, de-a dreptul zguduitoare.